Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața tuturor, a început deșteptarea. Bună dimineața. Ceva deosebit. Federația Patronatelor din Turism, așa, propune ca românii care își fac concediile în străinătate să plătească o taxă în plus când își cumpără vacanța, ca o formă de descurajare a faptului că își fac concediile în străinătate și ai naibii trădători nu își fac concediile în România. Un soi de taxă de oraș, dar invers, plătită la plecare, nu la destinație. Da, o taxă de pedepsire. De pedepsire, bravo. Ce ziceți de tupeul ăsta? Ca să nu zic de tupeul ăstora. E o opțiune foarte bună, după cum am văzut și la mașini, nu îți activează scaunul încălzit doar contra unei taxe. Da. Sunt foarte bravo. Bune plățile astea recurente și chiar dacă e suma mică, da, se strânge. Se strâng niște bani, nu te deranjează, te deranjează că dai un euro la o vacanță. Dar ce fac cu banii ăștia? Asta e important. Deci, Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, așa, care lucrează la un astfel de proiect, a declarat pentru Digi24, citez: încercăm să găsim o modalitate ca să fie echitabil pentru toată lumea, ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online de companii aeriene și banii ar trebui să fie folosiți pentru promovarea turismului românesc. Asta mi-era frică. Da. Bă, da, stai puțin. Frunza aia e ieftină, adică a costat $20 sau ceva de genul ăsta. Da, așa. Sau a fost gratis? Nu, a costat când a fost cumpărată. Ea când a fost vândută statului român a fost $100.000. Bravo! Da. Uite, la asta nu m-am gândit. Bun. Deci, e o asociație, să știți, cu destulă greutate, adică include organizația patronală Mamaia Constanța și Asociația de Turism Poiana Brașov, adică sunt cele mai scumpe destinații turistice din România și patronii de aici, clar, vor să-i penalizeze pe românii care aleg să nu-și lase toți banii și 7 piei la Mamaia și Brașov și să se descurce ei. Auză, poate n-au înțeles că noi plecăm în Grecia, că n-avem bani de Mamaia. Da. Păi adică ăsta e motivul, nu altul, știi? Pentru că sunteți săraci, de-aia. Munciți mai mult, faceți mai mulți bani și veniți la... Bă, da, acum serios. Bă, mi se pare un tupeu formidabil. Nu știu că s-a enervat. Da, mă, pe bune, deci cum mă să scoți așa ceva? În primul rând, acum o să fiu foarte nepopular, dar îmi pare rău, lucrurile astea trebuie spuse. De statul român subvenționează industria turistică în fiecare an cu voucherele de turism, da? Care așa, se dau... Da. Statul zice, poate să le dea oricine. Că privații nu le dau 1500 de lei, că pentru economia privată reprezintă un efort mare. Dar statul dă bugetarilor voucherele acestea de vacanță. Asta înseamnă că industria turistică din România, asta este efectul. Are, nu are calitate, face servicii bune, nu face servicii bune, poate să stea pe fund și să facă exact ce face acum, oricum va încasa banii ăia. Uh-huh. Pentru că oamenii primesc voucherele și se duc să cheltuiască banii respectivi. Bă, deci primiți niște bani fără să faceți de fapt nimic, că aici te duci, dacă nu îi cheltuiești, îi pierzi. Acum că ar urma să se reducă un pic voucherele astea de vacanță din cauza deficitului bugetar, s-au gândit, hai să-i taxăm pe aia care se duc în străinătate. Cum o să faci asta în primul rând? Adică o să dai o lege prin care toți cei care se duc să cumpere vacanțe de la agențiile de turism să fie taxați suplimentar. Exact. În condițiile în care agențiile de turism și așa abia mai răsuflă. Pentru că e atât de simplu să-ți organizeze acum vacanța singur. Deci ăștia se și împușcă în picior. Adică ei din turism, care se bazează în principiu mult pe agențiile de turism care le trimit clienți, se gândesc să facă în așa fel încât să descurajeze oamenii să se ducă la agențiile de turism. Deci cum gândesc oamenii ăștia? Și pe Booking cum o să facă? După ce faci rezervarea, o să fie un pop-up de ăla cu cineva de la, cum îi cheamă, Federația Patronatelor din Turism, cu mâna întinsă așa. Nu? Așa o să fie, cu mâna întinsă, da. Și cere taxa sau cum? Dă o taxă pentru nu știu ce. Eu nu văd cum. Din asociația asta de la Mamaia, nu știu dacă mai face parte sau dacă o mai reprezintă doamna aia Nedea. Da. Era doamna Pavel Nedea, o chema, care în urmă cu câțiva ani făcea declarații indignate despre faptul că Turcia și Bulgaria fac campanii, plătesc campanii de presă pentru denigrarea litoralului românesc și că de-aia se duc români în Bulgaria și în Turcia în vacanță. Sau Grecia, nu mai știu cine zicea, pentru că sunt campanii de denigrare. Așa. Că altfel, litoralul românesc este extraordinar, numai că românii se lasă spălați pe creier de aceste campanii nenorocite de presă
care arată ce nu merge pe litoral românesc. Să facă invers, să arate ce merge pe litoral românesc. Băi, îți dai seama ce panică acum pe bulgari, pe greci, pe ăștia. Da. Cred că se regrupează, fac ceva. Nu mă, serio, noi o să-l sun pe Ianis la Vurvuru, să-i zic, bă, nu mai vin la anul, că trebuie să plătesc bani în plus. Da. Eu cred că acest model poate fi extins. Adică, dacă se pune taxă pe românii care pleacă în vacanță în alte țări, să pună, mă, taxă pentru mersul pe jos, că nu cumperi benzina, de exemplu. De acord. Nu? Care e problema? Sau să fie taxă dacă îți gătești acasă, înseamnă că nu mergi la cărciumă. Păi, bieții cărciumari. Serios? A, corect, da. Asta. O plătești la piață. Da. Taxă, băi, ai gătit acasă. Se pune automat în piață la obor. Contribui frumos. Și la limită, cred că și industria hotelieră, asta industria de turism, poate să se autoreglementeze mai bine. Și dacă te duci la mare, să plătești o taxă pentru aia de la munte, care rămân rezon. Da, cu buza umflată. Și viceversa. Mă, te-ai dus la munte? La mare, da, pa, e bravo. La mare să plătești imediat, că rămâne aia de la mare fără clienți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.